un model cu infra, deci mai pus plus infra. Dar etapa asta o faceți numai după ce ați terminat în faza aceasta structura. Adică terminat înseamnă să știți armătura din stâlp. Adică dacă o știți pe ea, înseamnă că ați terminat și grinzile, simt și drifturi și așa mai departe. Eforturile sunt maxime în modelul încastrat. În modelul în care eu acum înlungesc stâlpii și mă prind de o suprafață elastică, îți vezi că îți mai scad eforturile. Și putem, pentru că am lăsat acea combinație amplificată. Bun, partea de infrastructură o să se facă foarte simplu. O să copiez parterul mai jos, să-l mai... Desigur, să-i scot întâi reacțiunile ca să nu uit de ele. Deci le selectăm cu filtrul, le șterg. Să copiez parterul, copiere, lagăz de un nod de stâlp și îl poziționez de des. Da, doresc toate datele adiționale, că atunci mi-a pus și toate încărcările. O să verificăm totuși încărcările, să vedem ce date nu au vrut să transfere. Nervurile le-a transferat și trai rapid să văd și încărcările dacă sunt. Nu văd că s-au transferat și. Zăpadă, bine, nu era. Ok, sunt transferate și încărcările. Și aici, la fel, pot să mai fac niște corecții, să fac subsolul un pic mai mic. Minus 3 metri. Da, e o mică problemă. Stâlpii sunt armați și am niște zone critice deja definite. Și dacă scurtez acum stâlpul, nu mai am cum să am zonele respective și mă roagă să șterg etrierii. Ștergerea lor se face foarte simplu. Filtru, am făcut click pe o linie ce descrie etrierii și șterg doar aia pe ăștia din subsol. După care, când vreau să mai fac încă o verificare, pot să copiez carcasele și jos și le verific imediat. Bun, să fac scurtarea aceea, deci o să fac subsol un pic mai mic, 3 metri. Și aceeași poveste și aici cu nodurile, să le mai ridicăm. Mai că am impresia că nu e selectată rampa. Deci dacă e să mai ridic cu 1 metru, cu jumătate de metru, să vedem, vreau să le ridic până în cota asta. De fapt, până în cota la jumate ar fi minus 1,5. Not. Minus 1.5. Deci modificarea asta prin noduri îl face foarte versatil pe știa. N-am văzut să mai aibă alte programe de calcul modificare de asta prin noduri. Și inclusiv la structurile metalice, imediat variați înălțimea coamei, trageți, măriți travea, doar trăgând din noduri. Și pleacă și toate încărcările și așa mai departe. Deci nu sunt probleme. Acum, sub aceste picioare o să trasăm radierul, iar eu o să vă mai adaug un film cum se calculează o structură, partea de fundații continui, ca să aveți și modelul acela, că l-am făcut recent pentru instructori care urmează să predea la orașe și îl pun în lista voastră acolo. Structură. Și aici o să punem încă o placă. Punem... Da. Exact. Păi hai să vedem. Și cea mai mare deschidere, din câte știu. Da. Deci dacă asta este de 6 metri, părțit la 8. Da, punem un 0,8 radierul. Bun, radierul trebuie să iasă un pic în consolă și atunci o să-l desenez un pic offsetat față de margini. Cum o să fac lucrul acesta? Ce? Întrebare, cât trebuie să iasă? Deci regula în care să stabi, pe care o văd eu, acum, din punct de vedere practic, deci o să afișez întâi teoretic, cazul ideal, da, pe care îl consider,
Dar apoi, practic, se întâmplă că ai vecini și Nu poți să dai în folosești stradă. limita de E, proprietate. exact. Bun. Cu piloții Ne-am mai merge așa. închipuit chestia asta, dar Dar de ce până în la urmă cazul sunt limitele ideal, astea? dacă... Nu se limită departe. Deci în cazul ideal, dacă ăsta este un perete în secțiune, care are forțe asupra lui, are niște forțe, el când descarcă într-un element mai mare, cum este acest radier, o să descarce sub formă de... Ca să nu știi punctată. Nu spui că eu observ la de 45 Da. și chiar foarte deștept. Exact asta e. Deci el descarcă așa eforturile. Le descarcă la Ca la 45 de inflație. grade, că pe baza asta se face și armarea, să zic, dacă ar fi o fundație izolată. Păi exact pe sistemul ăsta, strat în tai se stabilește, ai, Ok, da. ăsta este H radier. Și teta de 45 e foarte acoperitor și practic dacă am înălțimea radierului, bine, așa, plec cu 45 de grade și văd exact până unde. Și de aici mai las, să zic, câțiva centimetri exact, cum ai spus tu, pentru ancorarea armăturilor, mai ales că e o rețea destul de densă și să pot să mă... și diametru mare, deci aici mai las să am loc pentru cârlige și cam atât. Da. Deci aici mai pun câțiva centimetri ca să-mi iasă ceva rotund, ușor de executat. Să zic aici să fie multiplu de 5 cm. Deci constructiv se poate obține așa, forma asta. Ok, să facem matematic. 60 cm era Păi, radierul. poate mai ușor, în alt plan, ce să fiu. Mi-ajunge 80, 80. deci, da, dar pot să opresc și armătura, Nu, că nu vreau mă să afectează, obțin, dar mă 80. ajută. Oricum, 80 vreau să o Că iau, sincer să fiu. El s-ar mai justifica, dar nu la astfel de structuri. Dacă aveți un castel de apă, de exemplu, acolo am avut situația asta, acolo pot față de peretele, deci vă imaginați, este un turn circular, vertical, foarte înalt, sub el intră o parte în pământ și apoi are un radier. Dacă am probleme de răsturnare, îmi măresc zona radierului și îl și adâncesc ca să-mi lestez radierul. Deci, practic, să am o coloană mare de pământ care îl ține fixat acolo. Deci, ca o talpă care e prinsă în pământ. Deci, în alt fel de situații. La blocuri de astea nu se pune aici problema că se răstoarnă blocul. Sunt foarte multe deschideri, el e destul de evazat în plan. Dacă aveți o clădire care pe o suprafață foarte mică se dezvoltă foarte mult pe verticală, acolo trebuie neapărat văzut o verificare de răsturnare. Cum era blocul ăla pe care l-am arătat cu 33 de etaje în Cambodgia, acolo am făcut treburile astea. De acolo ne ancorăm, chiar se pun ancore în stâncă, și lateral și vertical. Ca niște sprezuri. Da, deci el stă în stâncă, dar problema e de corp rigid, deci iau pământul foarte greu de săpat în el, că e rocă dură, e roca de bază foarte aproape. Și nu poți să foarte greu avansezi pentru subsolul. Și problema e că el e un corp rigid și să nu cadă cu totul pe parte. Acum, avantajul că ei n-au seism și vântul nu prea o clintește, că e din beton, deci nu e chiar așa dramatic. Asta e o lucrare de pe Da, dar ecran. Am faptul că văzut nu e că seismic depinde de ajută. suflezi. Foarte bine. Da. Da, foarte bine. De asta acceptă ei orice. Și uite aici exact sub ce povesteam. Vezi blocurile. Așa că merge, da zoom. E cu radier de ăsta general. Deci asta înseamnă să fii incendiu. Mafiot. Da. Ia să vedem cum e full screen. Și vreau să dea mare pagina asta. Loc cum se poate scoate în PDF fix pagina, zic din dreapta, și aici se vede mai clar. Da. Deci, practic, cam asta era. Bine, prezintă, deci, toate lucrări, da, realizate nemți. Asta e dispunerea. E lucrat în alt plan și cu scia. Asta e clădire cu pereți. Și sunt mai multe tronsoane pe un radier general. Și blocul executat, adică, na, nu e un program care a apărut ieri. De 40 de ani pe piață și se lucrează în Europa. Acum v-am zis, da, gașca au pun profit, asta e chestia că... Ok. Bun. Acum să completăm cu pereți. O să șterg și balcoanele astea. Se mai justifică că deja e cota 0.
Și să punem pereți cu funcție anumită perete. Și de asemenea o să scoatem grinzile perimetrale, că nu are sens să dublăm treaba asta. Adică Ah. dacă avem... De fapt, Deci și cu pereți au o centură, la fapt. păi aia da și iese figurată cumva, adică se vede în concentratorii de eforturi că Ok. acolo apar, dar dacă în realitate noi nu cofrăm o grindă și sigur nu ne împiedicăm noi la parter de ea, o să scoatem. Deci practic o să izolez, să văd doar parte din infrastructură și am să șterg grinzile perimetrale. Într-adevăr, se poate și îngloba un element liniar în ideea în care ar simula un pic de confinare pe care ar da-o etrierii și ca să am, să pot verifica acea carcasă ca o bară, dar Sigur, nu o să nu puteți diferă. colecta toți stâlpii, mi s-a pot numai să-i lași pe ea din interior Stai, 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 și... n-am niciun stări, am ascuns. Ah, Nu, 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 pe aici interior ok. îi lăsăm, normal. Acum o să trasăm. Însă și modul ăsta de ascundere mi se pare facil, adică în altele nu e. Din câte am văzut, nu au chiar sistemul ăsta. Credit, profesor. Perete, am zis de 250 sau nu, 300, discutați, minim. 300 de Da, mm. ca să respectăm acoperiri. Perfect. Și calitate, cam ce betoane intră. 20-25 uzitat la structură în 4, 25-30 pentru Ok, proprietatea noastră. exact, pentru că printre altele e și problema de impermeabilizare, că trebuie un Da. beton bun să nu... Bun, eu am trasat peretele, însă n-am discutat despre ele. Setările sunt exact ca la placă, dar pe lângă grosime am și înălțime, pe care trebuie să o specific, e doar de 3 metri. Rest, Și nimic. nu-i dai Nu. nu pui panou între stâlpi sau Nu e am singur nevoie, ce el știe, da, lipsează. să se conecteze și... Deci. să-și rezolve, deși o să-i pun laturi interne, deși aici pot să conectez stâlpii ca niște nervuri, dacă vreau să conlucreze, dar nu vreau, vreau o variantă mai acoperitoare, însă, într-adevăr, vreau cumva să știe de contact. El e foarte bună observația, pentru a putea interacționa corect și nu doar prin nodurile de sus și de jos, trebuie să aibă niște laturi interne dispuse. Cu ocazia asta vă arăt cum se pun laturile interne. Deci, practic, laturile interne mă asigură că bara aceasta a stâlpului comunică cu toate elementele finite din cadrul peretelui și nu doar cu nodul superior și nodul inferior, cum și se întâmplă în mod clar. Ele nu conlucrează, deci au o ipoteză mai acoperitoare că nu ar conlucra, de aceea nu le fac nervuri, însă... vreau totuși deformațiile să fie corecte, adică când se deformează partea asta să țină cont că aici am un stâlp pe care îl ține, adică când iau împingerea terenului să nu facă burtă așa peretele, ci să fie prins. Și atunci mergem în componente elemente 2D și avem funcția latură internă. Îmi aleg un perete, dau OK și pur și simplu o să dau nodul superior, nodul inferior și nodul superior al stâlpului sau în orice ordine. Pe capete nu contează că automat muchia este discretizată pe lungimea barei. Deci pe margine, dacă punem elemente, ele automat comunică. De altfel o să fac și aici. Ok, și cred că o să le simetrizez ca să nu... Sau... Da, aș putea să le simetrizez. Oglindire și cu snap-ul pe mijloc. Întotdeauna e bine știa să lucrați izometric, că dacă lucrez în plan, nu știu exact ce puncte agăți. Că de fapt asta se întâmpla adineori, ce previzualizam. Să vedem ce nu a copiat. S-ar putea chiar laturile interne. Deci nu cred că am făcut mare afacere. Deci trebuie lucrat izometric ca să avem precizie, altfel el implicit, deci dacă ar fi să introducem doar două coordonate, lucrează în sistemul de coordonate al utilizatorului.
Despre sistemul de comandă al utilizatorului nu prea am menționat nimic la cursul acesta, că nu am avut nevoie, o să am nevoie doar la radier. În schimb, la metal o să vedeți că îl utilizăm foarte mult pentru introducerea elementelor care au diferite excentricități și diferite de rotiri adaptate la alte elemente. Cum ar fi, de exemplu, niște pane care se așează pe grinda de coamă. Ele vin pe grindă și vin și după panta grinzii. Asta facem la cel de metal. Acum am conectat treburile, le dau și o conectare, dar fără bifa pe nervuri. Dăm OK. 32 de noi intersecții au fost generate, e bine. Și dau și eu verificare să nu am elemente dublate. Ok, dacă am ele reduce, le rezolvă. Continuare, ok. Și acum într-o structură, placă. Și punem placa de cât am redimensionat-o noi, de 800. Păcate, azi spuneam, nu? Sau 60, nu mai știu. Parcă... 65 trebuia să iasă A, da, ieri. șansa de 80. 60, sincer, în ultima asta de Ok, vreme. Cu 60 îl parametrele facem. de ultima 10. Da. Mi se pare acoperitor și cred că și Sigur. cel de abținere. Îl verificăm și vedem. Nu Ca asta luăm o e decizie. să fie. Da, Vreau să fiu cât mai limită ok. ca Vezi, să dar până la putem. limită, 600 e Exact. foarte bine. Bun. Până la Și acum, 10. eu ca să pot trasa o placă cu funcția de dreptunghi, deci nu prin fiecare punct, trebuie să mut sistemul de coordonate al utilizatorului. Acesta e marcat prin punctulețele acestea care urmează dispunerea axelor XY. Deci ce vedem, sistemul ăsta mare este sistemul de coordonate al utilizatorului pe care pot să-l mut cum am nevoie, că de asta se numește al utilizatorului. Eu o să-l mut în cota aceasta de încastrarea subsolului, să spun. O să-i zic setare, să zicem vedere activă, mutare și îl pun aici. Și mi-am pus aici sistemul. Și acum pot trasa placa. O să-i zic placă de 600. O să aleg forma dreptunghiulară ca să trebuiască să pun doar două puncte. Și vreau să desenez offsetat față de colțul ăsta cu cât ne-am calculat aici, cu 80 de centimetri. Cum fac desenul offsetat? În partea de jos am aici un băț numit relativ. Relativ îmi permite să impun un offset față de punctul pe care îl indic, adică un echivalent a unui arond pe care îl țin. Și eu vreau să merg contra semnului pozitiv al lui X cu, deci pun 0,8 și minus 0,8 și pe Y. Și atunci o să observați că mouse-ul apare așa. Adică eu dau click, dar el ține cont, da 0,8 cu 0,8 în partea stângă. Și când indic aici colțul, el de fapt de acolo îmi pleacă radierul. Și așa fac și pe colțul ăstălalt. Revin la funcția aceasta și zic pozitiv de data asta, 0,8 cu 0,8. Și mă apropii și indic colțul ăsta. Și atunci am făcut și depășirea. De asemenea, radierul o să-l fac în radierul nu o să-l las centrat, cum mi l-a desenat în principiu programul, ci axa de calcul va fi la partea superioară, că el se dezvoltă în jos. Și ca să fac lucrul acesta, mă duc aici la axe, la axa element analiză și pun axa sus. O să dezactivez etichetele acelea enervante și mai fac acum o conectare, de fapt nu acum, îmi las toată clădirea și fac conectare și verificare. Deci conectare, toate entitățile, nu mai activez cea cu nervuri și las verificare. Ca să mă asigur că o să am toate nodurile. 4 noduri noi au fost introduse, 31 de intersecții noi și dăm și o verificare. Deci eu trebuie să văd niște legături între stâlpii centrali și radier, pe calea 4. Și parcă erau mai mulți stâlpi. Ok. O să-mi izolez partea de jos.
Și cusătura asta mă anunță practic că stâlpul e conectat cu radierul. Și la fel, cusăturile astea două mă anunță că peretele e conectat cu radierul. Deci, practic, ele o să se deformeze împreună. Ok. Noi o să trească să mai adăugăm niște încărcări. Că și în radierul ăsta mai vin mașini. Ce-o fi? O să punem o utilă. Adică din cazul de utilă, nu inventez alte încărcări, la utilă mai punem aici o încărcare mai mare, zice minus 5 kN, poate și adăpostesc instalații, oameni, mută toți oamenii acolo, atacă. Bun, o să o las cu tot cu zona asta, cu supra, cu evazarea aceasta, da, cumva să iau pământul în considerare, nu sunt limitat de program, pot să fac o încărcare liberă care se proiecteze doar pe marginea aceasta. Deci am pus această încărcare. Și ce o să mai adăugăm, o să fie împingerea din teren, ce va acționa asupra pereților.